de două ouă și o să folosim un ou întreg și un albuș. Untură sau unt sau margarină, fiecare pune ce crede. 120 de grame de untură. Să vedeți ce fragile ies cu untură. O să mai avem nevoie de, am pus aici, astăzi le-am pus pe toate, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de stafide, coajă de lămâie, vanilie, un praf de sare. Aici am nuci măcinate, puteți pune și alune, și alune de pădure, și fistic, ce vă place. Așa, apoi mai am nevoie de esență de migdale, o sticluță. Aici mai am, să vedem că eu mi-am pus, mai am 30 de mililitri de rom. Acesta este opțional, puteți pune două fiole de rom. Așa. Aici am 300 de grame de făină. O să punem cam 250 la început și după aceea, dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Și amoniac. Avem nevoie. Cam 6 grame de amoniac. O jumătate de linguriță. Le-am pus pe toate, pe farfurie, ingredientele, pentru că le amestecăm pe toate. Le-am pus astăzi, le-am pus împreună. Aici am un vas. Așa. Și am să pun un ou întreg. Un ou întreg și un albuș. Cine dorește cu gălbenoșul, chiar poate decora. Cu puțin zahăr pudră, îl amestecați și puteți pune deasupra la fursecuri. Îl puteți folosi să faceți cu cacao. Cacao și zahăr pudră. Este foarte bun. O cremă. Așa. Să punem tot albușul. Așa. Am pus un ou și un albuș. Și acum punem untura. O punem pe toată, 120 de grame de untură. Puteți folosi și unt dacă nu preferați untura. Dar să știți că ies foarte, foarte fragil de untură. Așa. Și acum am pus pe farfurie 100 de zahăr, 100 de nuci măcinate, 100 de stafide, am pus coajă de lămâie, vanilie și un praf de sare. Și acestea le punem pe toate și le amestecăm pe toate împreună. Așa. Încet. Așa. O să le amestecăm cu o palețică. Așa. O să punem și romul. Eu am aici 30 de ml de rom. Esență de migdale. O punem pe toată. Acum amestecăm bine. Și la urmă adăugăm făina și cu amoniacul. Le puteți face înainte. Se mențin foarte, foarte bine. Sunt foarte, foarte fragile. Așa.
Aluatul trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Și apoi le dăm ce formă dorim. Și după aceea le decorăm. Le decorăm cu ciocolată, cu bombonele colorate, cu nucă măcinată, cu zahăr granulat. Sau le putem da pur și simplu prin zahăr pudră. Și le lăsăm așa. Așa. Vedeți? Cum se amestecă toate. Le amestecăm bine, bine. Se vede? Așa. Le amestecăm bine, bine totul. Adăugăm și amoniacul, așa, cam o jumătate de linguriță, nu mai mult. Amestecăm bine, bine. Așa. Și unim și făina. Făina o adăugăm puțin câte puțin. Aici am 300 de grame și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Dacă nu, așa. În 10 minute sunt gata la cuptor, se cuc foarte repede. Și le puteți da ce formă doriți. Astăzi am să vă arăt ce formă le-am dat eu. Eu le-am făcut ieri, înainte, am făcut o parte. Ca să nu vă țin prea mult astăzi. Așa. Mai adaug puțină făină. Încerc să lucrez cu mâna. Așa. Le puteți face și cu 2 săptămâni înainte de sărbători. Se mențin foarte bine, foarte, foarte bine. Le puneți într-un vas. Așa. Acum să lucrăm cu mânuța. Mai trebuie făină. Se simte la mână. Cineva mă întreba ce înseamnă făină cât cuprinde, cât cuprinde ca să nu se lipească de mâini, să nu fie lipicios și să nu fie și foarte tare, ca să nu putem lucra. Deci să fie că vă aduceți aminte plastilina, cum se modelează și se lucrează, cam așa ar trebui să fie și aluatul. Cam acea consistență, consistență. Așa. Și dacă am adăugat mai multă făină, adăugăm ori un pic de albuș sau un puțin lapte. Nu se întâmplă nimic dacă am adăugat mai multă făină. Așa, mai pun încă puțin. Așa. Aluatul este gata. Au intrat cam 350 de grame de făină. Aproximativ, așa. Așa. Ia uitați-l. Aluatul. Vedeți? Așa. Și așa îl dăm deoparte. Apoi o să ne ajutăm și cu puțină făină. Tot mai trebuie puțină. Eu o simt la mână, o simt. Puțină, puțină să mai adaug.
așez aici să-mi iau tot de pe fund. Așa. Aceasta este rețeta. Este foarte, foarte simplă. Ați văzut că se face foarte repede. Și aluatul dați la frigider o jumătate de oră. Așa. Este gata. Ia uitați-l. Nu este nici prea moale, dar nici prea tare. Așa. Acesta este aluatul.